Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm că în această dimineață suntem la închinare și ne rugăm ca Domnul să ne întărească pe toți. E nevoie, cum se spunea și acum dimineața, ca Domnul să învioreze starea noastră, să ne ridice pe fiecare la o nouă statură, pentru că vin vremuri grele. Și dacă vin vremuri grele, știți, de fiecare dată, noi ca români, când veneau vremuri grele, cămara la bătaie, borcanele și restul lucrurilor. Cam astea făceam noi ca români. Dar noi ne gândim astăzi spre un alt tip de vremuri grele, care privesc viața noastră, trăirea noastră, lucrurile lăuntrice și mă rog ca acolo Dumnezeu să ne ajute să strângem în inima noastră lucruri care să ne poată ajuta pentru aceste vremuri. Și pentru aceste vremuri este nevoie ca Domnul să ne dea discernământ, să știm ce strângem. Într-adevăr, să știți că pe calea lui Dumnezeu, dacă amestecăm lucrurile, pentru că diavolul e expertul și știe să amestece lucrurile, adevăr cu minciună, dreptate cu nedreptate și alte lucruri, ăsta e stilul lui de a face lucrurile. Dar noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, trebuie să învățăm și să ne deprime în vremurile acestea să strângem adevăr curat și pur în inima noastră. Pentru că dacă vom face lucrurile acestea, vom deveni puternici. E ca și cum mănânci mâncare sănătoasă. Dacă mănânci mâncare sănătoasă, se vede pe noi că ne merge bine. Dar dacă începem să mâncăm tot felul de, cum se spune, junk food, de mâncare de asta care e super procesată și așa mai departe, vedem că la un moment dat undeva ceva pușcă, undeva ceva nu mai funcționează. Tot așa e și pe calea spirituală. Și mă rog ca în vremurile acestea Dumnezeu să ne dea discernământ, ce să strângem. Biblia spune și Psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Deci în vremea asta cred că este nevoie ca noi să ne deprindem cu ce să ne hrănim. Da? Sunt mărturii care vin de la cel rău. Dumnezeu să ne dea sensibilitatea aceea, atât la ureche cât și la suflet și la minte, să discernem. Și ce nu este de la Dumnezeu, să nu primim în inima noastră. Și astfel Dumnezeu ne va face puternici. Pentru că vedem că cel rău, mărturia celui rău vine pe tot felul de căi. Și astăzi vedem că mărturia celui rău e așa, cu voce tare și puternică și imprimă frică, imprimă deznădejde, descurajare și încearcă să ne șoptească pe orice cale. Frică, teamă, descurajare, necaz, probleme. Dar noi ne alimentăm cu cuvintele vieții care spun, nu te teme, nu-ți fie frică, eu sunt cu voi. Și cred că astea sunt lucrurile care trebuie să le strângem. Și când le vom strânge, poate să vină toate cuptoarele lumii. Că Daniel, când a venit la el împăratul și a zis, dacă nu te supui, am să te dau la leii mei care sunt foarte flămânzi. Că să știți că leii care avea acolo împăratul, i-a ținut așa special ca să fie flămânzi, nu erau de lei din aia sătui bine îngrășați, erau lei pregătiți special ca să mănânce tot ce era aruncat acolo la ei. Cu toate acestea, Daniel nu s-a uitat nici la amenințarea împăratului, nici la porunca împăratului, nici la faptul că toată lumea s-a supus și a început să tremure. Daniel știa că avea un punct de sprijin. Și punctul lui de sprijin era Dumnezeu. Tăria lui era Dumnezeu. Tăria lui era ce a spus Dumnezeu. Și noi în vremurile astea trebuie să credem mai mult decât tot ce spune alții, să credem ce ne spune Dumnezeu. Dar pentru ca să putem să-L auzim pe Dumnezeu, trebuie să facem liniște în viața noastră. Sunt prea multe lucruri care ne șoptesc și prea multe lucruri care de multe ori ne tulbură. Vorbeam cu oameni și cu frați și cu surori cu care lucrăm și am văzut că oamenii care știu să facă liniște în viața lor,
sunt cei mai fericiți oameni. Este foarte greu să faci liniște în cutiuța asta, mai ales dacă în cutia asta bagi tot felul de informații. Suntem bombardați cu informații de la fragedă vârstă. Și aceste informații, dacă nu știm să le selectăm, ele sunt ca un stol de ăla de muște care ne invadează. Și să știți că informațiile lui Dumnezeu nu sunt agresive. Doar informația celui rău, doar mesajul celui rău agresează, este violent, insistă, forțează. Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt, prin șoapta Duhului Sfânt. Și nu agresează, nu forțează, ci vine și dă îndemnuri. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea capacitatea să le acceptăm, acele susuri blând pe care și astăzi Duhul Sfânt îl are promis pentru fiecare din noi. Și celelalte șoapte care parcă ne drag să le auzim, parcă ne-am obișnuit cu foarte multe aceste mesaje care vin din lumea asta și parcă au devenit un mod de viață, dar care, dacă le analizăm, dacă le punem în cântarul lui Dumnezeu, vom vedea că aceste mărturii care nu sunt de la Dumnezeu ne golesc sufletul, ne aduc la starea de neputință, ne dezarmează. Mă rog că în această dimineață să luăm hotărâri noi și să zicem: Doamne, vreau să mă înarmez, vreau să fiu un soldat bine instruit. Să știți că Dumnezeu asta ne cheamă, când îi spune Apostolul Pavel la Timotei: fii ca un soldat bine instruit care știe ce are de făcut. Să știți că în armată, eu am făcut armata, m-am făcut mai mult la cabinetul stomatologic, dar totuși am prins o parte din armată și știu că acolo în armată, de fiecare dată când eram instruiți într-un rit foarte, la un moment dat a rămas și foarte supărat, am zis: Doamne, dar cine tot pune ăsta să tot bătem pasele de filare, cine tot pune să curățăm arma, cine tot pune să facem activități care deveneau obositoare și parcă la un moment dat am zis: băi, dar noi nu suntem duși cu capul. Dar vreau să vă spun, când le faci într-un mod insistent, sistematic, ele devin parte din viața ta. Te obișnuiești cu ele, ca și la condus. Că la un moment dat, când conduci, nu mai știi când ai schimbat viteza, dar au intrat în ritm. Tot așa trebuie să intrăm și noi în ritmul lui Dumnezeu. Și când ne autoeducăm pe noi și ne autodisciplinăm în viața de zi cu zi și învățăm să păstrăm starea aceea de om matur, o stare aceea de om plin de Duhul Sfânt și de viață din Dumnezeu, Dumnezeu se va putea folosi de noi. Și cred că ăsta este lucrul la care Dumnezeu ne cheamă în vremurile acestea, să ne înarmăm și să ne edificăm în viața de trăire cu Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul Sfânt să fie Cel care să ne influențeze, Duhul Sfânt să fie Cel care să ne vorbească, să putem să descindem și să înțelegem care este șoapta Duhului Sfânt și care este șoapta lumii. Când deja lucrul acesta se sedimentează în viața noastră, Dumnezeu poate să lucreze cu noi la un alt nivel și Domnul să ne ajute la aceasta. Cred că vremurile acestea pe care le trecem sunt vremuri de pregătire. Da? Înainte de a merge în armată, la front, la luptă, să tragi cu pușca, vai de mine cât am lustruit pe arma aia și cât am scos și tot am păgat și iar am scos și tot am lustruit pe ea, până la un moment dat visai cu ea noaptea și te visai parcă erai în Rambo. Dar cam așa vrea Dumnezeu să ne instruiască și pe calea lui Dumnezeu, ca să putem să fim disciplinați în toate detaliile vieții, pentru că vrea să se folosească de fiecare din noi, vrea să devenim oameni capabili să ridicăm pe alții, oameni care să fim capabili să mângâiem, oameni care să fim capabili să dăm direcție. Ăsta este scopul nostru ca și creștini. Și în vremea asta tulbure, mă rog ca Dumnezeu să ne facă pe noi ca și copii al Lui să fim capabili să dăm o direcție lumii acestea debusolate. Dacă oamenii se disperă, oamenii n-au soluții, n-au stare, n-au liniște, n-au pace, în noi Duhul lui Dumnezeu să pună pacea Lui, Duhul lui Dumnezeu să pună bucurie, Duhul lui Dumnezeu să pună în noi siguranță și stabilitate, iar cei care se vor uita la noi să vadă că în noi există ceva diferit.
Slăvit să fie Domnul! Pentru că este un timp de închinare, aș vrea să ne ridicăm în picioare, să dau citire câteva versete, pentru că vrem să citim Matei 24, de la versetul 8, pagina în Biblie 952. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și vor fi urâți unii și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ocupăm locurile. Iisus ia pe ucenici și începe să-i încredințeze și începe să le vorbească de anumite lucruri privitoare la lumea care va veni, la evenimentele care vor veni, dar în același timp el încearcă să deschidă, să facă o imagine a ceea ce va urma. Iisus nu este acela care să ne spună crede și nu cerceta, adică să mergem ca niște orbi, să mergem ca niște oameni fără cunoștință. Cu toate acestea, Iisus, pe lângă faptul că descoperă ce va urma, evenimentele care vor veni, în același timp El ne spune, nu este treaba voastră, la un moment dat în Faptele Apostolilor, când ucenicii erau prea concentrați la lucrurile privitoare, la viitor și erau foarte bulversați într-un anumit fel și doreau să cunoască în detaliu ce va urma, la un moment dat Iisus le spune, băi, este bine să cunoști viitorul, dar când intri prea adânc în anumite lucruri care depășesc capacitatea noastră de a înțelege lucrurile, zice Domnul Iisus, nu-i treaba voastră să cunoașteți vremurile și soracile, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Deci de-aia noi ca și oameni al lui Dumnezeu trebuie să căutăm să cunoaștem anumite locuri, dar până la un punct. Până la un punct care mintea noastră și capacitatea noastră nu este capabil să pătrundă dincolo, pentru că suntem limitați. Asta e adevărul. Nouă, ca și oameni, ne-ar plăcea să cunoaștem foarte multe lucruri, ca și la copii. Vrem să, așa erau copiii mei, țin minte că Dani, băiatul meu, când eram micuț, îi cumpăram câte o jucărie. De când a fost el micuț, orice jucărie i-am cumpărat, tot timpul o desfăcea cu șurbelnița și era bucăți, bucățele, că vreau să vadă cum funcționează ea, cum se învârte. Cam asta e stilul nostru, ca și oameni, vrem să cunoaștem. Dar există anumite limite care nu le putem pătrunde. Limite și adevărul care nu le putem înțelege. Și acestea trebuie luate prin credință. Și acestea trebuie luate și rugat, Doamne, dacă este nevoie să înțeleg anumite lucruri mai adânc, Doamne, descoperăm, dar dacă nu sunt în stare să le port, cum au fost ucenicii, cum le zicea Domnul Iisus la un moment dat la ucenici, am multe lucruri să vă spun, dar nu sunteți în stare să le purtați. Adică, n-aveți capacitatea să rezistați, pentru că și la există o stare de maturitate în lumea aceasta pământească și chiar dacă iubim pe copiii noștri, chiar dacă vrem să facem totul pentru ei, la un moment dat nu putem să le dăm anumite lucruri, că îi depășesc. Tot așa și pentru noi, ca și oameni al lui Dumnezeu. Dumnezeu ar vrea să însărcineze lucruri mult mai mari, mult mai mărețe, să ne descopere taine. Dar oare dacă Dumnezeu ne-ar descoperi lucruri tainice, am putea noi să le păstrăm? De aceea este o vreme în care Dumnezeu vrea să ne maturizăm. Este o vreme în care Dumnezeu vrea să ne învețe cum să purtăm anumite poveri. Este o vreme pe care o trăim astăzi și, cum spune aici, sunt provocări, sunt lucruri care ne testează credința, sunt lucruri care le vedem sub ochii noștri că se întâmplă și dacă noi
În loc să le privim prin credință, facem pași înapoi. Starea noastră spirituală nu mai crește, ci în loc să creștem, cădem în ispită, cădem în necredință și atunci Domnul nu are cum să mai pună poveri pe umărul nostru, ci trebuie să ne ducă la terapia intensivă și trebuie să ne dea vitamine, frații să se roage pentru noi și să fim puși în situații în care să fim ajutați. Mă rog ca în vremurile acestea noi să strângem numai cuvinte care să ne ducă viață, cuvinte care să edifice inima noastră, cuvinte care să ne încredințăm tot mai mult în Dumnezeu. Și asta este vremea care o petrecem și mă rog ca Domnul să ne ajute să nu ne lăsăm doborâți. Zice aici, veți auzi, veți fi chinuiți, veți fi omoriți, veți fi urâți de toate neamurile. Vedem situații peste tot când ne uităm în, și auzim vești că peste tot în lumea asta pe unde te duci, oamenii suferă, creștinii suferă. Noi încă suntem bine, vreau să vă spun. Noi încă, ca și popor român, încă avem harul să putem să ne întâlnim aici fără să fim cineva să vină aici cu pușca și să zică no, care vrea să se lepede de Domnul și care nu la zid. Încă suntem bine, vreau să vă spun. Sunt țări în care oamenii mor, sunt țări în care actualmente, acum și în ultima perioadă vedem o accelerare tot mai mare. Tot mai multe țări trec prin prigoane, țări în care n-au fost până acum prigoane, în America, am o grămadă de neamuri prin America, oamenii sunt disperați pentru că deja a vorbi în față despre Iisus, despre speranță, ești pus la zid. Am fost acum câțiva ani în Irlanda, probabil acum vreo 6 sau 7 ani de zile și în timp ce așteptam acolo că trebuia eram cu niște frați, trebuia să meargă la un magazin, m-am uitat deasupra, o parcat chiar într-o față la o biserică și scria Christian Church, nu știu ce nume avea acolo, și am zis, bă, biserică creștină, zic, oh, ce har că am nimerit în fața bisericii. Și când m-am uitat, am văzut că intrau frații și tot intrau, no, m-am dus și eu să intru, să văd ce e acolo. Când m-am dus, am întâlnit acolo biserica. Era un timp de părtășie, era o cantină și intra unul și intra altul, mai mult așa, o chestie de socializare era acolo. Și la un moment dat am vrut să discut cu păstorul de acolo, din biserică. Și au venit câțiva păstori acolo și mi-a dat un frate păstor de acolo, o carte de vizită, era pe prima pagină, era păstor, nu știu ce, și când am întors în spate, curse de croazieră, nu știu ce, insule pe acolo, Bahamas și asta, zic că mustrete, Domnul, așa s-a întărâtat Duhul mine, am zis, dar cum se poate, păstorul e păstor, lasă să fie, să-și facă lucrare de păstor, nu le amesteca. Și am zis, ce faceți voi aici? Și am zis, de ce, văd că simțeam că ceva s-a produs în inima mea și am zis, de ce nu folosiți timpul ăsta, că e bine că vă întâlniți aici să vă încărcați. E ca și cum te duci în armată, te duci să fii instruit, da? Și oricând te trimite pe front, tu ești în stare să-ți faci datoria. Aici când venim la biserică, suntem instruiți să lucrăm cu sufletele. Și cred că și voi aici, de-aia vă întâlniți, le-am zis, să mergeți și să evangelizați. O, zice, noi nu! Zice, noi nu mai mergem să evangelizați. Cum adică nu mai mergeți? Nu, că mai fost un frate, zice, s-a dus pe stradă și a evangelizat și când a evangelizat, au venit cei cu, eu știu, LGBT-ul ăsta și la un moment dat l-a luat și l-a băgat în pușcărie, zice, nu mai, așa ceva nu mai face. Păi, a zis, cum se poate așa ceva? Noi suntem fii ai luminii sau fii ai descurajării și al fricii? Și am zis, nu este drept ceea ce se face aici. Voi, și am spus, de aici a pornit credința, de la voi din Irlanda, din Scoția, din zona aceea. Cum se poate să ne uităm noi la voi ca la niște oameni învinși? Oare noi suntem, Dumnezeu are soluție pentru problemele lumii. Dacă noi nu o spunem, dacă noi nu o dăm, vom ajunge ca lumea aceasta să cadă în disperare. Și este ce trăim astăzi. Trăim repercursiunea faptului că biserica a dat înapoi.
Biserica a devenit tot mai fricoasă, tot mai neputincioasă, tot mai o biserică care a dat tot timpul pași înapoi și în loc să proclamăm în numele lui Iisus biruință, să proclamăm în numele lui Iisus eliberare peste zonele care sunt sub stăpânirea celui rău. Noi tot timpul am fost oamenii care am fost în apărare și tot timpul am zis, nu-i treaba noastră, nu, aici nu ne cheamă Dumnezeu, treaba mea este casa și familia mea și încet, încet împărăția lui celui rău a invadat lumea întreagă. Dumnezeu ne cheamă astăzi să declarăm cu toată puterea și prin mărturia din gura noastră să stăpânim, slăvit să fie Domnul. Asta este mandatul care l-am primit astăzi. Și noi suntem o biserică care am primit puterea lui Dumnezeu. Diavolul tremură, diavolul știe că în momentul când vorbești cuvintele lui Iisus, împărăția lui cade la pământ. Am văzut asta și o văd în fiecare zi. O văd de fiecare dată când rostim cuvintele lui Iisus, cel rău tremură. Să știți că diavolul mărturisește prin minciuni, el mărturisește prin descurajări și astea, dacă oamenii le primesc, ca și îl vedem pe Ilie, Ilie cât a păstrat în el cuvintele lui Dumnezeu și a ascultat ce a zis Dumnezeu, s-a dus în fața lui Ahab și a zis, nu va ploua și nu i-a fost frică. Dar când a primit mesaje de la Izabela și când Izabela i-a trimis mesaj, a zis, să mă bată, să mă pedesească Dumnezeii mei, dacă nu vei muri. Când a primit mesajele alea, când le-a acceptat în inima lui, ce s-a întâmplat cu el? A început marele Ilie să tremure. În ziua de astăzi Dumnezeu ne cheamă să primim doar mesajele lui Dumnezeu. Și dacă vom primi în inima noastră doar cuvintele lui Dumnezeu și le vom crede, indiferent că ne depășește nivelul de credință, că Dumnezeu ne vorbește și de multe ori nivelul nostru de credință e așa de mic încât nu putem să zicem, Doamne, nu cred. De-aia Dumnezeu nu poate să lucreze. În Africa văd și mă bucur să văd că Dumnezeu le vorbește și oamenii cred pe cuvânt. Nu se îndoiesc, nu pune la îndoială, nu lasă ca mintea lor să fie măcinată de tot felul de gânduri. Și de-aia Dumnezeu poate să facă cu ei lucruri foarte mari. Eu am văzut cu africanii ăia mei de acolo de unde sunt și Cătă care a fost acolo pentru o lungă perioadă și Betty, care mă bucur să o văd, ea este și a fost small principal, toată lumea zicea în zona noastră, directoarea noastră cea mai mică, pentru că era cea mai mică dintre toate directoarele din zonă, ei au fost acolo, au slujit lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că îi văd aici în biserică, Domnul să-i binecuvânteze, să le dea mult har, să vă rugați pentru ei și să scoată Dumnezeu din mijlocul nostru oameni din aceștia, cum a fost și cum este Betty și Cătă, care să aibă curajul să meargă înainte, chiar dacă, să știți că în viața aceasta de familie, mai ales când apar greutăți, copii, este mult mai greu să slujești. Eu știu că și noi am trecut prin partea aceasta când am slujit în Oltenia și aveam copii mici și o povară și o greutate, dar mulțumim Domnului că încă astăzi Dumnezeu are oameni de aceștia și de aceea mă rog ca Domnul să-i binecuvânteze, dumneavoastră ca biserică să fiți onorați că Dumnezeu v-a trimit astfel de familie scumpă, prețioasă în ochii lui Dumnezeu și să-i prețuiți și dumneavoastră, să-i binecuvântați și de fiecare dată când vedeți că Dumnezeu ridică câte un om din ăsta, nu să îi descurajăm. Cea mai mare durere a mea este că de multe ori când Dumnezeu ridică câte un tânăr de ăsta și îl mai fitilează așa, mai pune foc sub tălpi, noi care suntem așa cu experiențe de astea mai negative, că la un moment dat, după 50 de ani, 60, avem și experiențe negative. De multe ori suntem cei care tragem frâna de mână. Nu, este vremea în care noi trebuie să avem curajul și să încurajăm generația tânără, să-i ne bucurăm de fiecare dată când Dumnezeu îi pornește pe câte un tânăr de ăsta. Și
îl aprinde să slujească prin cântare, prin poezie, prin, eu știu, să ne bucurăm când îl vedem că vrea să dea și un îndemn sau să facă și alte și alte lucrări. Domnul să ne dea înțelepciune și în direcția aceasta. E o vreme de provocare, cum spuneam, e o vreme când Dumnezeu ne pregătește, pentru că vreau să vă spun, Iisus este gata să vină. Asta vedem și cred că toată lumea vede lucrul acesta. Biblia spune că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Vedem că în vremea aceasta există mult, păcatul a invadat peste tot și parcă așa de frumos este împachetat păcatul ăsta, încât la un moment dat nici nu mai știu încă ce îi. Înțelegeți? Diavolul a devenit atât de specialist în lucrarea asta, încât de multe ori ne înșală, exact cum Eva a fost înșelată în grădina Edenului, astăzi nu mai vine cu forme din acestea așa neîmpachetate, astăzi este specialistul camuflajului. Și de aceea mă rog ca Domnul să ne ajute să discernem și să fim atât de capabili încât să vedem care sunt lucrurile lui Dumnezeu și care sunt amărăciunile diavolului și să fim atât de capabili încât din start să le oprim, să ne dea Dumnezeu discernământ și în direcția aceasta. Spunea niște frați din Spania care la un moment dat, fiind acolo în Spania, slujind acolo, la un moment dat s-au dus într-o biserică satanistă. Au să vadă, băi, hai să vedem ce fac sataniștii ăștia pe aici. S-au dus acolo, curioși, să vadă ce se întâmplă pe acolo. Și după timpul lor acolo, de care l-au petrecut în programul lor care l-au avut, la un moment dat, la sfârșit, i-au întrebat pe cei care erau lideri acolo. Dom'le, cum se face că voi aveți priză, văd că aveți priză, lucrurile merg, care-i arma voastră, care-i punctul vostru forte, că vedem că lucrurile înaintează. Și atunci oamenii aceia i-au zis, domne, noi, pentru noi arma noastră cea mai puternică astăzi este internetul. Și vreau să vă spun, noi ca și oameni ai Dumnezeu care suntem mai în vârstă și care cât de cât suntem edificați în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea discernământ cum să ne creștem copiii. Pentru că vedem, văd și cu durere spun, văd că internetul ăsta a captat generația tânără de la deja 2-3 ani de zile. Și parcă internetul ăsta a devenit atât de atrăgător și are așa tentacule, atât de puternice, încât copiii noștri devin încet, încet dependenți de lumea aceasta virtuală. Și dacă ne uităm cu atenție și căutăm să vedem ce oferă această lume virtuală, de multe ori vedem lucruri frumoase, frumos împachetat, dar în pornirea lor, în spiritul lor, în lucrurile care îi mișcă și influențează copiii noștri, sunt lucruri străine. Domnul să ne dea discernământ cum să-i putem câștiga pe copiii noștri și lumea virtuală să nu îi poată influența. Pentru că vreau să vă spun, vedem o degenerare a ființei umane și eu văd în ultima perioadă tinerii care vin la noi, tinerii, noile generații care au devenit, sunt generații care au trăit sub influența internetului, îi văd tot mai neputincios, tot mai slabi, tot mai incapabil de a se autodescurca, tot mai dependenți de alții care să facă, pentru că asta i-a învățat internetul. Internetul ne învață că totul se face la o clipeală și face din copiii noștri niște oameni neputincioși și așteaptă ca totul să fie făcut instant și foarte repede și fără mare eforturi. De aceea mă rog ca Domnul să vă dea înțelepciune cum să câștigăm copiii noștri, cum să-i câștigăm pentru Domnul, cum să-i facem harnici pentru împărăție, cum să facem ca programul lor să fie cât mai un program în care influența în viața lor să fie Dumnezeu și nu lumea și lucrurile din lumea aceasta. Domnul să ne ajute. Aici zice, din pricina înmulțirii fără de legii. Să știți că fără de legea este ca și un
ca și o molimă, ca și un virus, care, dacă toți suntem obișnuiți cu virusul ăsta, ca e un virus care, dacă nu este tratat la timp, el nu face altceva decât infectează. Chiar dacă, uitați-vă la COVID-ul ăsta, nu-l vede nimeni, virusul ăsta trebuie să te uiți cu microscope ca să-l vezi, dar cu toate că e micuț, vedeți ce lucruri grave poate să pătrundă, deci producă. De aceea mă rog ca lucrurile mici care vin în viața noastră să le putem discerne și când le vedem și le identificăm să putem să le ucidem în numele lui Iisus. Când proclamăm numele lui Iisus, vreau să vă spun, puterea celui rău este învinsă. Deci de fiecare dată când vedeți, puneți copiii dumneavoastră, puneți familia și să ne rugăm cu voce tare, în numele lui Iisus, mă lepăd de gândurile acestea, mă lepăd de dorința asta, mă lepăd, dacă îi vedeți că se lipesc de lume, de plăceri, de astea, rugați-vă cu ei, puneți-i să repete și proclamând cu gura lor, Dumnezeu îi va elibera. Slăviți să fie Domnul. Să învățăm să devenim oameni bine instruiți, pentru că cred că la asta ne cheamă, cred că asta vrea Dumnezeu să facă cu noi, pentru că sunt vremurile din urmă și mă rog ca Domnul să ne facă oameni puternici. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vedem că este o vreme în care Dumnezeu ne formează și vreau să vă spun, când Dumnezeu vede că noi suntem pregătiți, pe unii dintre noi ne va duce acasă. Și asta se anunță în ultima perioadă, vedem că Dumnezeu anunță și peste tot, chiar am vorbit cu un prieten aseară și mi-a zis, măi, sunt la două mormântări și mai este încă o mormântare, mi se pare că astăzi, zice, au murit oameni foarte tineri, oameni la 40 și ceva de ani, 50 de ani. Dumnezeu, când vede că suntem pregătiți, ca și floarea aceea care este înflorită, grădinarul se duce și o ia. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim pregătiți. Că noi ne pregătim nu pentru lumea asta, noi ne pregătim pentru lumea lui Dumnezeu. Și dacă suntem pregătiți, când vom merge în împărăție, vom dori. Eu am o mătușă care a avut parte de răpire și în momentul înainte de a fi, Domnul i-a spus, am să-ți arăt raiul și iadul. Când i-a zis Domnul că am să-ți arăt raiul și iadul, a zis, Doamne, nu mă duc, nu vreau. Dar până la urmă Domnul i-a zis, vreau să-ți arăt ca să înțelegi și să pricepi. E când a văzut raiul și când Domnul i-a zis, acum este momentul să vii înapoi în trup. I-a zis, Doamne, nu mai vreau să vii înapoi, Doamne, nu mai vreau. Dar mai înainte ziceai că nu vrei să vezi lumea lui Dumnezeu, iar acum nu mai vrei să pleci. Cam așa suntem noi. Dar mă rog ca Domnul să ne dea discernământ spiritual și să înțelegem vremurile de pregătire, vremurile în care Domnul ne pregătește pe fiecare, că El vrea să ne ducă nu la durere, nici la supărare, ci la bucurie. Boșimanii noștri de multe ori și pe mine mă surprind. Am mers la mormântări la ei, am participat și cred că și Căto participa la ceva mormântări pe acolo și noi ca români suntem tare inspirați așa și parcă suntem legați de doinele noastre și suntem obișnuiți cu stilul nostru de mormântări. Dar vreau să vă zic, boșimanii au un alt stil. Ei când se duc la mormântări se bucură, cântă de bucurie și de multe ori eu îi întreb, bă, parcă ar trebui să o faceți așa mai cu doină, cum facem noi, mai o lacrimă să se vadă că chiar vă pare rău. Păi frate Ovi, sau cum zic ei, Big Father, sau cum mai zic, zice, măi, ăștia s-au dus la bucurie, noi ne bucurăm că s-au dus să se întâlnească cu Domnul Iisus. Și noi ne bucurăm că ei îs în bucurie. Facă bunul Dumnezeu să ne dea și nouă astfel de discernământ, astfel de stil de viață, și un alt fel de stil de a gândi. Și când vom gândi din perspectiva împărăției, toate lucrurile care vin peste noi le vom privi prin credință și nu ne vor doborâ, ci dimpotrivă, când vom trece prin experiențe, vom deveni tot mai puternici, că Domnul asta vrea să ne facă, Domnul să ne ajute. Aici spune în versetul 14, zice, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni, eu nu zic sfârșitul, că sfârșitul parcă la noi, la români, când zici de sfârșit, zici faliment, zici foame, zici comunism, sună tare rău.
Eu vreau să vă spun, atunci va veni bucuria, adică va veni Iisus. Când vine Iisus, vine să ne ducă la sărbătoare, la nuntă. Deci de-aia zic, haideți să lucrăm, că dacă lucrăm, grăbim revenirea Domnului Iisus, grăbim întâlnirea cu Cel pe care îl iubim. Nu este, uite, eu sunt plecat de câteva săptămâni și tare aș vrea să mă întâlnesc cu copiii mei. Copiii mei sunt în Africa, băiatul meu, fiica mea e acolo, nepoții, am trei nepoți acolo, sunt în Africa, soția e acolo și tare vreau să fac tot posibilul cât mai repede să mă duc la ei. Tot așa cred că ar trebui să facem și noi, să grăbim ziua revenirii Domnului și cred că este încă de lucru. Eu cred că încă astăzi aici, în localitatea dumneavoastră, în Gherla, Dumnezeu mai vrea să se folosească de noi. Amin? Dumnezeu vrea să se folosească de viețile noastre. Amin? Domnul să ne ajute. Cred că este nevoie ca noi să ne refocalizăm. Dacă până acum azi, Domnule, cam așa este tendința noastră ca și oameni. De multe ori zicem, Domnule, eu n-am specialitatea, n-am făcut nici școală biblică, n-am fost nici la institut, nici la eu știu ce alte cursuri, păi să ducă păstorii, să ducă prorocii, să ducă învățătorii și așa mai departe. Nu. Dumnezeu pe toți ne-a chemat să lucrăm pentru El. Amin? Zice acolo, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor face studii biblice, pe cei ce vor lua o diplomă, pe cei ce vor face doctorate, nu? În Marcu 16 zice, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Amin? Boșimanii, vreau să vă spun, ei cred cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut în ultima perioadă că Dumnezeu se folosește de oamenii ăștia fără carte, fără școală, fără diplomă. De multe ori majoritatea din ei nu știu să scrie, să citească, dar Dumnezeu se folosește de ei pentru că ei cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Eu de multe ori când mă duc pe satele lor, eu dacă le spun ceva și încerc să influențez pe toți cei care vin acolo la noi, băi, nu promiteți la oameni că dacă promiteți ăștia nu uită. Chiar am fost la o întâlnire cu un sat unde lucrăm noi acolo și a venit un băiat și eu început să zic că, băi, românii voștri care au venit aici mi-au promis că o să-mi cumpere și canapea și pat și de-alea și de-alea. Zice, Doamne Iisuse, când ți-o promis? Da, mi-o promis. Și tu crezi? Eu cred, zice, din toată inima. Doamne, când am auzit. Deci oamenii aceștia, pentru că cred și nu se îndoiesc, de aceea Duhul Sfânt poate să lucreze prin ei. Dumnezeu când s-a uitat peste fața pământului și avea de lucrat cu Ninive, s-a uitat și l-a văzut pe Iona, cu toate că Iona era plin de porniri din ele. Când ne uităm la Iona, îl vedem un om plin de îndărătnic, cu judecată, cu condamnare, să moară aia, să, Doamne, am știut Tu că ești, n-o să-i omori. Ne dăm seama că Iona era un om încăpățânat, un om dificil, greoi. Domnul îi spune, du-te în stânga, el merge în dreapta. Domnul îi spune, vorbește, păi cum să vorbesc, nu? Deci, cu toate acestea, pentru că omul acesta l-a crezut pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a folosit de Iona până la un timp. Deci, de aceea, cred că este nevoie și noi să activăm credința aceea pe care Dumnezeu a pus-o în noi, pentru că atunci când noi îl vom crede pe Dumnezeu, Dumnezeu va începe să se folosească de noi și Domnul să lucreze. Cred că este nevoie să lucrăm, cum vă spuneam. Eu de fiecare dată unde merg, încerc să fac tot posibilul ca de fiecare dată inima să-mi fie curată, mintea să încerc să fac ca mintea mea să fie goală și cred că ăsta este cel mai greu lucru în ziua de astăzi. Să avem capacitatea să stăm în prezența lui Dumnezeu și dacă stăm o zi în post sau dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, să golim mintea noastră. Cred că ăsta e cel mai greu lucru care se poate face în ziua de astăzi.
Avem, și cred că asta fiecare din noi putem să mărturisim, dacă ar fi să stăm o zi în post, oare putem în perioada când stăm în post să golim cutia asta noastră, mintea asta, și să nu oprim să mai gândim? Ăsta e cel mai greu lucru. Și aici, de multe ori, cel rău ne câștigă, pentru că nu putem să facem disciplină în mintea noastră. De multe ori ne punem pe genunchi și când să ne rugăm toate stolurile din lumea asta și, de fapt, toate mesajele cu care ne-am acumulat de-a lungul săptămânii și imagini și alte lucruri care le-am băgat în viața noastră, ne pădesc. De ce când trebuie să te rogi, atunci parcă vin toate gândurile și toate șoaptele? Dar trebuie să ajungem la situația în care să zicem, acum nu mai vreau să gândesc nimic. Amin? Și când vei ajunge la disciplina aia, Duhul Sfânt va veni și îți va vorbi. Domnul să ne ajute la aceasta. Să facem disciplină. Și dacă vedem că în mintea noastră vin gânduri și șoapte și vorbe, în numele Lui Iisus îți poruncesc gând necurat, în numele Lui Iisus îți poruncesc dorință necurată, ieși afară! Și trebuie să rostim, pentru că de fiecare dată când rostim cu gura noastră, e mai tare ca și orice proiectil de pe glob, e mai tare ca orice armă, pentru că vine de la Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Și când vom rosti întotdeauna, când vom vedea gânduri care ne năpădesc, când vom vedea în mintea noastră că vin tot felul de șoapte și vom lovi, vom lovi, vom lovi, vom mărturisi cu gura, în numele Lui Iisus îți porunce să taci. La un moment dat veți vedea că mintea este fără rod, cum zice acolo. Când mintea este fără rod, atunci poate să vină Duhul Sfânt să lucreze. Și Domnul să ne ajute. Să facem mintea asta fără rod, când este fără rod, când seamănă Dumnezeu, răsare lucrurile lui Dumnezeu. Dar dacă mintea noastră e plină de tot felul de pălămidă și tot felul de semințe, nu-i de mirare că nici nu are ce să mai semene Dumnezeu acolo. Domnul să ne ajute și să ne edifice în direcția aceasta. Și atunci Domnul se va putea folosi, să vedeți câte lucruri Dumnezeu va putea să vă vorbească. Astăzi vreau să vă spun, mă bucur să văd boșimanii, pentru că ne-am rugat foarte mult ca Domnul să lucreze cu ei la un alt nivel și văd că în ultima perioadă Dumnezeu le vorbește foarte concret. Îmi spunea zilele trecute soția mea, a mers pe sate, și era atât de încântată ea, pentru că s-a dus în diferite sate și când a ajuns în sat acolo, soțiile păstorilor au venit. Haleluia, erau bucuroase și ea n-a știut ce se întâmplă, de ce e așa bucuroasă. Domnul e bun și Domnul lucrează, uite, Domnul mi-a vorbit azi noapte că veți veni aici și i-am zis la bărbatul meu să se spele, să se aranjeze, să spele hainele că o să vină ca la are să ia. Și soția era în același timp bucuroasă că vedea că în multe sate Dumnezeu le vorbea oamenilor concret și le spunea lucruri concrete. Și îmi spunea și fiul meu de multe ori, el e acolo, zice, tate, sunt așa de bucuros că de multe ori mă duc pe sate și îmi pregătesc un text să vorbesc din el și înainte de a începe să vorbesc din textul ăla, îl pun pe boșiman să vorbească, să Domnul să-i folosească și văd că Domnul vorbește prin ei exact din textul care de eu m-am pregătit și pregătește terenul și este așa de minunat să fim în același spirit. Domnul să ne ajute la aceasta. Cred că ce este cel mai dureros în vremea asta este că diavolul ne-a divizat. Ne-a dat tot felul la dătătie. Avem de toate, ne umplut mintea și viața și timpul cu tot felul de lucruri. Și nu putem, aici e cea mai mare durere a noastră ca și creștini, că nu putem să fim uniți în același spirit. Primii credincioși, spune Biblia, erau una în cuget, în gând, în dorință, în fapte. Și Duhul Sfânt lucra prin ei și aducea roadă, slăvit să fie Domnul. La asta Domnul ne cheamă și vreau să vă zic, când vom ajunge în starea aceasta, Dumnezeu va putea să reverse din Duhul Sfânt peste noi. Văd că ultima perioadă Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt pe boșimani și vreau să vă spun, bușmenii zic, măi, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, am simțit că a coborât o putere și ei zic, I feel, zice, așa încă se mângă, zice, acum zic, simt prezența lui Dumnezeu.
Zice, nu mai am simțit că limba mea a fugit în boscheți. Zice, asta zic. Zice, limba mea s-a dus în buș și nu știu ce a început să zică limba mea, dar nu mai înțeleg. Și sunt atât de încântat și de bucuros. Și mă bucur că Domnul începe să boteze și în foarte, foarte multe sate în care am făcut nopți de stăruință, Dumnezeu începe să-i boteze și Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt. Îmi spunea un frate care a venit acum de câteva zile de acolo, că a fost tot așa cu echipă de-a noastră plecată pe sate și tot așa i-a pregătit, au cântat, s-au bucurat. Seara au făcut o oală de aia mare cu mâncare și au zis, no, acum facem stăruință după Duhul Sfânt. Și s-au pus toți la stăruință, tot satul, și la un moment dat îmi povestea fratele că au început să se roage și echipa noastră de români, s-au rugat, și la un moment dat românii câte unul, au picat așa la datorie, pe la 2, 3, 4 dimineața, românii acolo pe saltele au picat și s-a trezit fratele ăsta la dimineața și zice, mă, m-am trezit și când m-am trezit, am văzut-o pe soră că era în picioare și se ruga. Pe la 7 m-am uitat eu, când m-am uitat la ea, zice, Doamne, femeia asta și slabă și mică și uscată așa, zice, se ruga. Zice, m-a pucat așa și o stare de rușine, zice, bă, eu cu dita ai airbag-ul, zice, și la un moment dat, o vorbi cu sora, zice, mai poți? Zice, vai ce bine, zice. Zice, frate, vreau să spun că m-am rugat și la un moment dat, zice, m-am văzut deasupra la toți. Zice, și în timp ce mă rugam, zice, mă vedeam și pe mine acolo între toți și eram așa de bucuroasă să mă văd de deasupra la toți, așa cum Domnul lucrează, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu vrea să facă lucrurile acestea și cu noi. Dumnezeu vrea să ne ridice și pe noi la starea aceasta. Cred că frații care sunt aici mai în vârstă și care au experimentat din lucrurile acestea în trecut, pot să ne spună mult mai clar și mult mai în detaliu cum a lucrat Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu este același neschimbat. Ce este rău este că ne-am schimbat noi. Este rău că noi am încercat așa să-L schimbăm pe Dumnezeu și încercăm să-L forțăm. Doamne, așa trebuie să faci, că așa vrem noi. Nu, Dumnezeu rămâne Dumnezeu și Domnul să ne ajute ca noi să ne schimbăm. Și atunci când ne vom schimba și ne vom lăsa transformați de Duhul Sfânt, Dumnezeu va lucra cum lucrează și în Africa. Mă bucur de tot ce văd că face Domnul acolo. Mă bucur să văd cum Domnul face miracole. Îmi spunea un băiat Franz care este acolo, era și Cătă și Betty îl știe, el era bătăușul satului de acolo și era un băiat care tot timpul era un fel de agitator din ăsta, cum erau fiii tunetului din Scriptură, dar Domnul a început să se atingă de el și astăzi vreau să vă spun, băiatul ăsta care chiar nu știe să citească, citește așa mai mult pe silabe, Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Îmi spunea Dani, băiatul meu, că de multe ori merge cu el pe sate, se roagă pentru oameni și oamenii sunt vindecați într-un mod miraculos, slăvit să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu nu se uită la cine suntem, nu se uită la ce știm, ci să uită la ce vrem și ce lăsăm pe El să facă prin noi. Și dacă noi ne lăsăm în ziua de astăzi și cerem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu un vas prin care Tu să lucrezi. Vreau să fiu, să faci Tu ce vrei prin mine. Și ori de câte ori unda Duhului Sfânt mă aduce cu gândul la un bolnav care este aici în comună, la o soră neputincioasă, că Dumnezeu, să știți că nu face cu noi de trece de la clasa întâia direct la facultate. Nu, El vrea să ne învețe să facem pași și dacă nu știm, n-avem dezvoltată în noi simțul ăsta și capacitatea de a simți cu cel bolnav. Dacă tu n-ai capacitatea asta să simți cu cel care îl doare, Dumnezeu te va trece prin situații din astea încât să știți că cei care au trecut în boală simt cu cei care sunt bolnavi. Și atunci Dumnezeu ne va trece și pe noi prin situații grele ca să simțim cu cei care sunt în probleme.
Dar ca să nu ne treacă Dumnezeu pe acolo, hai să lucrăm. Și lista aceasta care am văzut-o aici la dumneavoastră, cu bolnavi, cu oameni, cu situații, Dumnezeu să ne dea capacitatea să facem lucruri concrete și să-i vizităm pe oamenii ăștia, să le dăm măcar un telefon. Să știți că e așa de greu să stai în pat. Eu am fost câteva zile, n-am fost mult, dar e așa de greu să stai în pat și nimeni să nu vină să zică măcar un cuvânt de încurajare. E atât de greu și vreau să vă rog și să vă încurajez. Haideți să fim harnici și în direcția aceasta. Haideți să nu așteptăm doar de la frații, păstori, slujitori și așa mai departe, să dea telefoane, să viziteze pe cei bolnavi, să ducă măcar o prăjitură. Câți bătrâni sunt aici în biserica asta care n-au fost vizitați în ultima lună? Păi, poate în ultimul an. Câți oameni cu probleme care trec prin situații grele n-au fost vizitați? Și cine trebuie să-i viziteze? Îngerii Domnului? Păi de-aia ne-a pus Dumnezeu aici ca să lucrăm și să-i căutăm. Și când vom dezvolta noi capacitățile astea și vom fi sensibili și vom auzi pe cel care e în durere și vom auzi șoapta Duhului Sfânt, că dacă te lași călăuzi, Duhul Sfânt vorbește. Și când ne vom deschide urechile și inima și poate mai trebuie să deschidem și alte lucruri, Dumnezeu ne va ridica și Domnul să facă lucruri frumoase. Domnul să vă binecuvânteze. Cred că timpul este a trecut, mai merem. Da, nu, haideți că mai pune dispozitive. Am zis că o să fie mai scurt, dar poți să... Ăștia care vin din Africa știți că au ceva sub limbă și cam... Cum a fost soția mea când a venit prima oară la Oradea, la biserică, la noi, la Maranata, fratele păstor l-a întrebat, fratele Vio, sora Cornelia, poți să vorbești ceva la biserică? Zice, cred că poți să vorbești, da? Zice, cât crezi că poți să vorbești? Zice, nu știu, că n-am vorbit niciodată. A început la 10 și s-a terminat pe la 12 și ceva, 12 fără ceva, și fratele păstor s-a ridicat în picioare să facă rugăciunea de încheiere. Și nevastă mea s-a tot uitat după ceas. Fraților, îmi cer scuze, dar eu sunt învățată ca în Africa. Cam așa suntem noi în Africa, știm când începem, nu știm când terminăm. Și cred că asta vrea Dumnezeu să facă de la noi. Noi prea l-am încadrat pe Dumnezeu în tiparele noastre și în limitele noastre și în neputințele noastre, de aceea nici nu mai are loc Duhul Sfânt să lucreze. Duhul Sfânt ar vrea să lucreze, ar vrea să se manifeste, ar vrea să ne instruiască, pentru că, să știți, ca și în operație, Beti și Cătă știu, pă cât te duci la operație? Pă doctorul nu o să spună jumătate de oră, zice, operație, următorul pe bandă. Nu. Te apuci și lucrezi și vedeți, sunt operații care durează și ore și zile și săptămâni până, eu știu, termină operația. Așa să ne facă și pe noi Duhul Sfânt, să fim atenți, să fim atenți cu sufletele, să fim atenți cu situațiile grave, să stăm lângă oameni, să ne rugăm până Duhul Sfânt îl atinge, să ne rugăm până îl vedem că Dumnezeu îl ridică, să ne rugăm până îl vedem că Dumnezeu pune cuvintele vieții în el. Nu să ne rugăm și îl vedem că să ne rugăm până vedem că Dumnezeu lucrează. Dacă vedem că sunt situații că nu funcționează, am avut un băiat care cred că în februarie a venit la noi acolo, ne-a rugat, așa era o prezență al Duhului Sfânt acolo peste noi și dintr-o dată l-am văzut copicat la pământ. Ne-am uitat la el, băi, ăsta e penticostal, ăsta e botezat cu Duhul Sfânt. Eram toți șocați. Ne-am rugat, am zis, Doamne Iisuse, dar ce e aici? Că l-am văzut că făcea așa ca toate animalele și urla și ca șarpele și ca câinele și ca toate alea. Am zis, Doamne Iisuse, eram toți șocați. Am stat lângă el, ne-a rugat, după aceea ne-am dat seama că omul trebuie să vomite anumite lucruri, că știți cum e, când înghiți multe, ca să scap de ele, ori bași degetul, ori sunt tot felul de metode ca să le scoți afară, tot așa. Când înghițim cu sufletul toate gunoaiele, trebuie să vină unul care să știe să ne ajute să le vomităm. Și frații care sunt slujitori aici, să știți că nu li drag să poarte gunoaie, dar pentru că Dumnezeu i-a instruit, știu să ia gunoiul și să-l ducă la gunoi și Domnul să le dea har și nouă ca și biserică să avem curajul, cum spune în Iacov, mărturisiți-vă unii altele păcatele. Vreau să vă spun, am văzut în Africa lucruri care nu le-am văzut în poporul român. Africanii au înțeles că mărturisirea este de mare importanță. Noi ca români
ne-am închis, suntem ca niște scoci din astea cu 7 rânduri de lacăte. Când închidem în noi și purtăm poveri și purtăm amărăciune și purtăm dezamăgiri și frici și temeri și tot felul de lucruri și de-aia nu putem, facem un pas înainte și parcă iar înainte, doi înapoi și nu mai suntem în stare să depășim anumite stări. Asta este pentru că ne-am lăsat influențați de cel rău și cel rău a putut să ne rănească și ținem în inima noastră dezamăgiri, neiertări, să știți că asta e mare problemă în poporul nostru român, de aceea este vremea ca Domnul și Domnul vrea să facă în rândul poporului român ca inimile noastre să fie eliberate. Vreau să vă spun, boșimanii știu să se golească, știu să refuleze, știu să vomite tot ce au strâns și vreau să vă spun, ei și în public, eu de multe ori am pățit la cină, cel puțin la cină sau când mergem să luăm să facem lucrarea așa asta de, noi zicem, de debușizat, că noi trebuie să învățăm, nu știam cum să le spunem, și atunci le-am zis, măi, acum, ca să nu mărturisire, la ei nu prea este cuvintele astea. Și atunci noi le-am zis, mă, lucrarea de mărturisire e ca și cum scoți rădăcinile, debușizare. Noi am venit să vă scoatem rădăcinile din inimă și vreau să vă zic că au rădăcini atât de adânci și cred că noi avem mult mai adânci și mult mai adânc în inima noastră. Și dacă știm să le scoatem și să le mărturisim, în numele lui Iisus îți poruncesc, duh de răutate, să pierd! Și frații care vin și iau mărturisiri, să roagă. Și în momentul când împreună cu păstorii și cu lucrătorii lucrăm în direcția asta, veți vedea că Dumnezeu va ridica povara poporului. Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să vă spun, mărturisirea este de mare folos. Nu știu de câte ori... Nu cunosc, nici nu știu dacă am fost, n-am fost niciodată aici la biserică, la dumneavoastră, nu cunosc nimic din ce se întâmplă, dar simt nevoia să vă spun, este nevoie să faceți lucrarea aceasta, să o faceți constant, să aveți fiecare dintre dumneavoastră un om matur la care să vă puteți mărturisi, un om care știe să poarte poveri, un om care știe să, în momentul când primește mărturisire, să știe el și numai Dumnezeu, și veți vedea că mari lucrări va face Domnul, Dumnezeu va libera poporul, va vindeca multe răni adânci și veți fi că bușmenii, eu îi văd când se mărturisesc, atunci încep să zică, haleluia, am fri. Asta este libertatea pe care Dumnezeu vrea să o aducă și poporul român. Și apoi Domnul poate să lucreze cu noi la alte dimensiuni și în alte situații. Domnul să ne ajute. Haideți să dăm drumul la câteva poze. O să rog pe frați de acolo, de la media, când fac așa, dați următoarea. Îmi pare rău că nu avem un remote de la. Totuși, ce vreau să vă spun, continuăm să lucrăm în Namibia. Namibia este zona de sud a Africii, a fost aceeași țară cu Africa de Sud până în, din 1918 până în 1989. Când a fost West and South Africa sub sistemul apartheid, apartheid înseamnă separare, înainte de aceea a fost sub nemți din 1851 până în 1918 și înainte de nemți au fost englezii, toată partea de sud a Africii în general e englezească. În sistemul acesta, de-a lungul anilor, colonizatorii au constrâns toate triburile și le-au închis în zone, cum se spune acum, comunale, în partea de jur împrejur, partea de nord, est și vest, sunt zonele în care sunt constrânși triburile, iar zona centrală au luat-o colonizatorii. Noi lucrăm cu acești oameni, boșimanii, sunt considerați cei mai vechi oameni de pe pământ. Văd de-a lungul anilor, am văzut oameni care vin, îi studiază, îi pozează, își fac tot felul de lucruri, sunt mici de înălțime, dar ce pot să vă spun, am văzut în viața lor amprenta pe care Dumnezeu a pus-o în viața acestor oameni, care este amprenta lui Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt vânători, marea problemă este că ultima perioadă este interzis, le-a interzis vânatul, le-a interzis să culeagă, au un singur fruct care se face acolo, monkey lemon,
cei de la conservancy le spune: n-aveți voie să mâncați decât doar câteva fructe de acolo, restul trebuie să rămână pentru animale. În contextul acesta, la început am început ca și familie și încet, încet Dumnezeu a alăturat echipei o grămadă de oameni, tineri și, cum vă spuneam, familia Hodiș a fost o mare binecuvântare pentru noi și ne bucurăm de toți cei care se implică acolo. De la început am început să ne gândim cum putem să ducem Evanghelia, mai ales acestor oameni care au fost foarte reticenți la albi, pentru că albii i-au chinuit, i-au bătut, i-au... Și acum am foarte mulți prieteni albi acolo care mi-au spus: noi i-am considerat pe boșimani ca și pe animale. Ne-am considerat ca animale, i-am bătut ca pe animale și chiar mi-a arătat un prieten de acolo, o fermier alb, avea vă 4 biciuri de astea foarte groase, cam așa piele de ipopotam, și 2 dintre ele erau rupte și mi-a zis: vezi, biciurile alea 2 le-am rupt pe spatele boșimanilor. Și am zis: bă, tu ești nebun. Într-adevăr, aceștia sunt oamenii care i-au influențat pe acești boșimani. Ne dăm seama că aici e singurul lucru care poate să lucreze la eliberarea oamenilor, este cuvântul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Și doar cuvântul și dragostea lui Dumnezeu poate să aducă schimbare. Vreau să vă spun, de-a lungul anilor ne-am implicat în foarte multe sate, sunt peste 100 de sate în care ne-am implicat și ne implicăm. Am început să mergem pe sate, uite-o și pe Betty acolo cu căruța. Da, la început am mers cu tot felul de ba pe jos, ba cu măgari, ba ultima perioadă cu mașinile. Suntem implicați și în zona de nord, în zona Ovambo, este cel mai numeros trib, undeva la 50 și ceva, către 60% din populație este Ovambo. Ei conduc această țară și Domnul a început să facă lucruri extraordinare în rândul lor și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce face. Suntem implicați foarte mult pe sate și acum băiatul meu este plecat pe sate. Lucrăm acolo în fiecare sat. Ne-am extins foarte mult. Vreau să vă zic, constant facem botezuri. Am făcut așa un mic calcul la toate botezurile care s-au făcut de-a lungul anilor. Sunt deja peste 1000 de oameni care s-au întors la Domnul, l-au mărturisit pe Domnul apa botezului, atât din rândul românilor, cât și din rândul boșimanilor. O mare parte din lucrarea care facem este lucrarea cu copiii. Suntem foarte implicați pe toate satele, sunt foarte mulți copii acolo care, vreau să vă zic, ne-au câștigat inima. Ei sunt foarte lipicioși, sunt foarte deschiși. Ei vin din rândul familiilor mari și pentru că se nasc unul după altul, cei mai mulți copii au lipsă de afecțiune și vreau să vă zic, de fiecare dată când te apropii de ei, acești copii sunt foarte... ne-am lipit tare de ei și eu acum am copii pe acolo prin Africa care cheamă Ovi, Cătă are câțiva copii pe acolo care îi poartă numele și astăzi își aduc aminte de impactul pe care l-au avut ei în viața acestor oameni. De la început, de când am plecat acolo, ne-am dat seama că trebuie să fim influenți în toate lucrurile. De aceea am început să facem o mică bază în care am început să lucrăm, să plantăm. Vreau să vă zic, Domnul ne-a binecuvântat și chiar ne-a ajutat să ne facem o grădină frumoasă cu vegetale, cu tot felul de lucruri care le folosim acolo pentru copii, pentru școală, pentru proiectele care le avem. Și vreau să zic că Domnul ne-a ajutat să avem undeva între 230 și ceva de copii până pe la 270 de copii care slujesc acolo și care învață, primesc hrană de 2 ori și unii de 3 ori pe zi. Avem în același timp și echipe de oameni cu care lucrăm pe sate. Vreau să vă zic, de-a lungul anilor, cred că în ultimii vreo 7 ani de zile ne-am implicat în foarte multe sate și am dus haine și anul acesta am fost pe sate cu haine pentru că anul acesta a fost un an foarte rece. Am dus haine foarte multe, i-am îmbrăcat pe copii de la bebeluși până la bătrâni, pături și
tot ce au nevoie. În același timp, suntem implicați și pe partea medicală. Mulțumim lui Dumnezeu pentru, avem câteva fete acum pe partea medicală acolo, care sunt active. Ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim eficienți și în domeniul acesta, pentru că este mare nevoie. Constant suntem implicați pe sate, pentru că ei au perioada asta foarte rece. Am început să le facem cărămizi din acestea, case din acestea, din chirpici sau vaiu, cum spunem noi. Le-am tencuit, acoperiș, terasă, ce știu ce am mai făcut acolo. Vreau să vă zic, casele astea, când vine frigul și ploaia, sunt pline și o mare binecuvântare pentru ei. În ultima perioadă, în ultimii ani, văzând nevoia foarte mare, peste tot oamenii ne cheamă să-i ajutăm. Eu le-am spus, măi, eu sunt ca și o picătură în oceanul ăsta al nevoilor și al disperării, de aceea am început să facem anumite proiecte în comun cu ei și vreau să vă zic că acum, ultima perioadă, ce facem, stai puțin, mergem pe sate, facem mâncare cu tot satul, chemăm tot satul la treabă și cu remorcile noastre mergem după lemne, după iarbă, după piatră, după pământ, cum se vede aici, și facem case din acestea. Astea sunt case tipic Ovambo, tribul acela care l-ați văzut înainte, sunt mult mai evoluate, pentru ei sunt o mare binecuvântare, cum sunt vilele astea pe la noi, pe România, cam așa este câte o casă din asta. Ne bucurăm că Domnul ne-a ajutat să facem foarte, foarte multe case din astea pe sate și e o mare bucurie că Domnul aduce bucurie în rândul lor. Există o mare bucurie pentru că lucrând împreună cu ei, Dumnezeu leagă relații între noi și face lucruri frumoase. În același timp, suntem implicați în tot felul de proiecte, lucrăm tot felul de lucruri, ne autogospodărim, am început să facem pături, cum ați văzut acolo, plapume, avem și o secție de astea acolo în bază în care lucrăm, cum vedeți aici, pantaloni s-au făcut soția și mai avem, am avut echipe care s-au ocupat și se ocupă de haine, tot felul pantaloni, geci, bluze și tot ce este nevoie. În același timp am început să facem cam la jumate din satele în care suntem implicați căruțe, pentru că ei, căruțele astea, sunt o mare binecuvântare și dorim ca anul acesta, anul viitor, să facem în fiecare sat, mai sunt încă vreo 40 de sate, cam așa, în care vrem să ducem căruțe și pentru ei căruțele sunt ca și, cum aveți dumneavoastră aici, jeepurile astea mai frumoase, cam așa e o căruță. Dacă ar fi să pun un bușmet să aleagă între căruță și o mașină, să știți că ar alege căruțele, pentru că pentru ei căruțele sunt mare ajutor la cărat apă și tot ce au nevoie. Constant, ca și români, știți dumneavoastră, nu lipsește zacusca și bulionul și tot ce este. Încercăm să ne autogospodărim. Investim mult în generația tânără și vreau să vă spun, Dumnezeu face lucruri extraordinare și ne bucurăm de copiii de acolo. Constant le facem baie, spălăm hainele și Domnul face lucruri minunate. Mă bucur de tot ce face Dumnezeu în rândul copiilor. Este o mare bucurie văzând cum acești copii, mulți dintre ei au început să se întoarcă la Dumnezeu și să-L mărturisească pe Domnul. Ca și proiecte de viitor, pentru că ne-am extins foarte mult, ne dăm seama că sunt multe lucruri care ne depășesc. Pe partea aceasta am început să facem doar vreo 4 biserici construcție de clădiri, dar am investit foarte mult în ei. Avem o echipă de traducere, am început să traducem Biblia pentru copii și Noul Testament. Am construit o casă a traducătorului, avem o rulotă specială pentru traducere, vrem să traducem și în scris și audio și Dumnezeu ne dă multă binecuvântare și în proiectele acestea și vedem că este mare nevoie ca ei să aibă limba, Biblia tradusă în limba lor natală și Domnul face lucruri frumoase. Constant, așa la o lună, o două, facem școală biblică. Vreau să vă spun, luna trecută am avut școală biblică 3 săptămâni, cu toate că au fost foarte frig și, nu, septembrie au fost, a fost foarte frig, a fost lockdown,
Nu aveam voie decât 10 persoane să ne întâlnim, au fost peste 60 de persoane acolo. Dumnezeu ne-a dat multă biruință, Domnul a lucrat, chiar dacă la un moment dat au venit și albii de acolo, au venit și ne-au reclamat și au încercat să ne oprească, Domnul a dat multă binecuvântare și mulțumim Domnului pentru tot ce face El în rândul liderilor. Vreau să vă spun, vedem în ultima perioadă că Dumnezeu a ridicat starea liderilor la un alt nivel, sunt plini de dorință, nu mă interesează decât să lucreze pentru Domnul și asta este cea mai mare bucurie a mea, Domnul le dă daruri spirituale și vedem că Domnul a început să pună povara Evangheliei pe umărul acestor oameni și mulțumim lui Dumnezeu. Suntem constant implicați în această lucrare, ăsta este Jacob, profesorul nostru care ne bucurăm pentru ei, cred că Betty a fost acolo când s-a făcut nuntă tipic românească cu sarmale și prăjituri, toți mă întreabă și eu vreau să fac nuntă românească cu sarmale și prăjituri. Bă, dacă v-ați însurat acum în sistem tradițional, probabil la copiii voștri. Încercăm să fim eficienți în toate lucrurile, investim mult în profesori, într-adevăr, investim mult în generația tânără și vreau să vă spun mulțumim Domnului pentru tot ce, aleluia, lucrează, the small principle. Ne rugăm ca Domnul să ne dea cât mai mulți tineri cu pasiune. Anul acesta se va termina școala în noiembrie. Într-adevăr, Domnul ne-a ajutat, a dat multă binecuvântare și mulțumim tinerilor care s-au implicat și se implică constant în lucrarea aceasta de educație creștină. Constant construim case și la școală de-a lungul anilor am construit tot felul de lucruri. Ce pot să spun, dă-i un pic înapoi, este că nu știu cum se face că de-a lungul anilor am avut foarte, foarte mulți tineri pe acolo. Cred că undeva 70% dintre cei care ne-au vizitat au fost surorile. Cu ele am zidit, am făcut și la betonieră și la bolțar și la multe chestii care noi ca și frați, nu știu cum i-aș mustra pe frați sau să le încurajez să fie mai harnici. Mulțumim Domnului pentru surorile care s-au implicat și mă rog ca Domnul să atingă cât mai mult în perioada asta pe frați, să-i facă cât mai harnici, să fie cât mai capabili să înțeleagă voia lui Dumnezeu. În același timp, constant, suntem implicați în autogospodărire. Ultimii 2 ani de zile avem, cred că, vreo 200 de hectare care am îngrădit în satele lor. Constant facem lucrarea asta așa cum suntem prinși în foarte multe sate. Am defrișat împreună cu ei, tot așa facem când mergem, chemăm tot satul, mâncăm cu ei și acum începem. Defrișat, scos rădăcini, scos boscheți, dat foc la boscheți, arat, făcut gard, pus stâlpi și vreau să vă zic, am început să le dăm scule, să le dăm cai o grămadă și tot felul de pluguri și așa mai departe. Ce ați văzut aici, fasolea aceea, este de pe satele lor și mă bucur că Dumnezeu a început să-i influențeze și pe ei, că la început, când am plecat în 2009, toți îmi ziceau, când le spuneam despre grădini, ziceau, voi sunteți buri. Buri înseamnă albi din Namibia, așa li se spune lor, dar tradus bur în african sau în flamandă înseamnă agricultor. Și boșimanii ziceau, voi sunteți agricultorii, noi suntem cu arcul și nu vrem să vă furăm meseria, da? Încet, încet, de-a lungul anilor, până la urmă, am înțeles că meseria asta este pentru cei care le place să mănânce și încet, încet s-au obișnuit să-și facă grădini. Și astăzi vreau să vă spun, cele mai multe sate au grădini și ne bucurăm că povara aceasta mare, Domnul a început să o pună și pe umerii lor. Continuăm să ne rugăm pentru profesori, sunt o mare profesor pentru voluntari care vin. De-a lungul anilor ne-au venit foarte mulți voluntari și provoc biserica să vă rugați pentru toți tinerii, pentru toți cei care vor să meargă în misiune, care vor să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă vedeți în biserică aici tineri care Domnul îi ridică, rugați-vă pentru ei ca Domnul să le dea har și putere, rugați-vă ca Domnul să le deschidă ochii să vadă ce să facă. Bucurați-vă că Dumnezeu le dă chemarea asta cea mai mare. Vreau să vă spun, de-a lungul anilor, primesc telefoane,
Primesc tot felul de e-mail-uri și pe tot felul de site-uri din astea pe care mai primesc, în care părinții de multe ori descurajează copiii. Frate, Ovi, dar ce te-ai bucat să... ce ai cu copilul meu? Lasă-mi copilul în pace și așa mai departe. Cred că noi trebuie să schimbăm anumite lucruri și să ne bucurăm și să, de fiecare dată când vedem că Dumnezeu ne cheamă copiii în lucrarea lui Dumnezeu, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El va purta de grijă. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru toți cei care s-au implicat acolo, pentru cei care vor să se implice. Ar fi multe lucruri de spus, ar fi multe experiențe care aș putea să vă le spun, dar pentru că timpul a cam trecut, aș vrea să închei aici, provocând biserica să stați în post. Să știți că eu vreau să vă spun, eu m-am întors la Dumnezeu în urmă cu vreo 32 de ani și vreau să vă spun, în timpul acela eram, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, eram departe de Dumnezeu, dar am avut un frate mai mare și încă îl mai am, care s-a luat-o în serios și m-a văzut că eram departe și a început să postească pentru mine. Vreau să vă zic, ăsta este un lucru care este cel mai neglijat, postul și rugăciunea. Și vreau să vă zic, 40 de zile s-a rugat și a postit pentru mine. Îl vedeam, nu vorbea cu mine, era foarte hotărât și în perioada aia când a postit pentru mine, simțeam oriunde plecam, simțeam că nu mai place, simțeam că nu mai place plăcerile, simțeam că nu știam ce se întâmplă cu mine. Simțeam că ceva se întâmplă. Și țin minte un lucru care s-a întâmplat cu mine, am fost odată la o discotecă și am cu gașca, cu tineri, cu băieți, cu fete acolo, la un moment dat le-am spus la toți acolo, nu știu ce e, mie mi-e greață, nu mai pot să stau aici și nu mai vreau să vin aici. Asta face Duhul lui Dumnezeu, când oamenii iau în serios lucrarea aceasta de post și rugăciune. Dacă o facem sistematic, Dumnezeu ne va da biruință. Noi vreau să vă spun și acum, avem listă și văd, din bază îmi trimit pe grupul care îl avem, constant îmi trimit, noaptea când se roagă oamenii și avem în fiecare oră o persoană care se roagă, în fiecare zi avem oameni care stau în post și Domnul lucrează într-un mod minunat. Haideți să luăm și noi în serios lucrarea asta și îți veți vedea că Domnul va lucra atât la noi cât și la copiii noștri și la cei pe care îi iubim. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.